Cu toții cred că v-ați întrebat ce s-a întâmplat cu istorizatorul. Oare a dispărut? Oare a murit? Ei bine, astăzi aveți confirmarea că nimic din astea nu s-a întâmplat și revin cu un nou subiect remarcabil, și anume despre omul care a refuzat să moară. Grigori Rasputin, născut la 21 ianuarie 1869 în Imperiul Rus, a fost un mistic care a avut o mare influență asupra familiei ultimului țar al dinastiei Romanov. Rasputin a jucat un rol foarte important în viața țarului Nicolae al II-lea, al țarinei Alexandra și a unicului lor fiu, țareviciul Alexei, care a suferit de hemofilie. Rasputin a fost denumit și călugărul nebun, în ciuda faptului că el nu a fost niciodată călugărit și nu a ținut niciodată secret faptul că era căsătorit. Și despre el se credea că este vindecător, care folosea puterea credinței. El este unul dintre cele mai controversate personalități ale secolului al XX-lea, deși, în zilele noastre, Rasputin este văzut de cei mai mulți istorici ca un țap ispășitor. De ce a fost acest Rasputin atât de cunoscut? Ei bine, un prim motiv ar fi că atunci când țareviciul Alexei suferea de hemofilie, boală pe care o moștenise de la străbunica sa pe linie maternă, Rasputin a fost considerat de către țar și țarină ultima speranță pentru vindecarea copilului lor. Cei doi părinți au căutat neîncetat un tratament pentru însănătoșirea fiului lor și, în 1905, au apelat cu disperare la carismaticul țăran să-l vindece pe bolnav. Se spunea că Rasputin avea puterea de a vindeca prin puterea rugăciunilor și se pare că, într-adevăr, starea țareviciului s-a îmbunătățit într-o oarecare măsură. Scepticii au pretins că el ar fi obținut ceva rezultate prin intermediul hipnozei. Se povestește că în timpul unei crize grave a țareviciului, Rasputin, aflat în acel moment în casa sa din Siberia, ar fi reușit să-i ușureze suferința copilului aflat în Petrograd prin intermediul rugăciunilor. Acum, principalul motiv pentru care Rasputin a intrat în istorie ca una dintre cele mai controversate personalități ale secolului 20 a fost faptul că la izbucnirea primului război mondial, Rasputin s-a arătat interesat să meargă pe front ca să binecuvânteze trupele la începutul războiului. Comandantul suprem, Marele Duce Nicolae, i-a promis că îl va spânzura dacă se arată în zona de război. Rasputin a pretins mai apoi că a avut o revelație cum că armatele rusești nu vor obține succese până când țarul în persoană nu va prelua comanda operațiunilor militare. Țarul Nicolae al II-lea, căruia îi lipsea o pregătire militară adecvată, și-a asumat o responsabilitate uriașă, care a avut consecințe tragice pentru el, familia lui și pentru toată Rusia. Cât țarul era departe de front, influența lui Rasputin asupra țarinei a crescut considerabil. În scurtă vreme a devenit confidentul și sfătuitorul Alexandrei. Rasputin a ajuns în cele din urmă să se culce cu femei din înalta societate în schimbul favorilor politice. Datorită în mare măsură a ravagilor făcute de lupte și într-o mai mică măsură datorită acțiunilor anarhice ale lui Rasputin, economia Imperiului se deteriora într-un ritm rapid. În multe cazuri, țarina și sfătuitorul său erau blamați pentru toate relele care se petreceau în acele vremuri. Din cauza acestor probleme, cauzate de măsurile luate de Rasputin, acesta a devenit principala țintă a tentativelor de asasinat. O primă tentativă a fost când acesta era într-o vizită la Palatul Complotiștilor. Rasputin a fost ospătat cu prăjituri și cu vin în care fusese pusă o anumită cantitate de cianură. Conform poveștilor spuse după moartea sa, Rasputin nu a fost afectat de o travă, cantitatea de cianură folosită fiind suficientă pentru uciderea 6 persoane. Hotărât să-și ducă la îndeplinire planul, Iusupov s-a dus după un revolver. Iusupov era prințul complotiștilor.
După ce a ajuns în posesia revolverului, Yusupov l-a împușcat pe Rasputin de 3 ori în piept, acesta din urmă căzând la pământ. După o jumătate de oră, când Yusupov a revenit să verifice cadavrul, Rasputin a sărit în picioare și l-a atacat pe prinț, care a fugit să-și anunțe prietenii despre incident. După acest atentat de asasinare, Rasputin s-a repezit împleticit către poarta palatului, amenințând că îi va denunța țarinei pe toți conspiratorii. Conspiratorii după l-au lovit cu bâtele, după care l-au aruncat în râul Neva, uitându-se la el cum se scufunda, satisfăcuți că până la urmă inamicul statului era mort. Circulă unele legende care afirmă chiar că ar mai fi fost odată împușcat în cap. Acum, adevărul nu se poate afla. Dar, după 3 zile, trupul lui Rasputin, otrăvit, împușcat de 3 ori și bătut, foarte posibil împușcat chiar și în cap, a fost recuperat din râu și autopsiat. Cauza morții a fost stabilită că a fost în ecu. Brațele lui au fost găsite în poziție verticală, ca și cum ar fi încercat să se elibereze de legăturile cu care fusese imobilizat, reușind să-și îndepărteze legăturile de la picioare. Eu cam atât am avut de spus. Sper că v-a plăcut tema videoclipului. Chiar de mult m-am gândit să-l fac, deoarece, după mine, reprezintă o mare dilemă a secolului 20. Iar dacă aveți nelămuriri sau dacă aveți propuneri pentru noi videoclipuri, care sper să reușesc să le fac în timp util, nu ezitați să mi le adresați în secțiunea de comentarii.